Noi avem programul nostru expertizare juridică a tuturor contractelor de vânzare-cumpărare. Sigur, ne dăm foarte bine seama, unde s-au dus banii care trebuia să vină în buget, să vină dezvoltarea infrastructurii, la reparația grădinițelor, școlilor, construcțiilor, la majorarea pensiilor, salariilor. Aici, eu încă eram în Parlamentul 2 când a început să pornească această privatizare, fără niciun pic de rușine. Reforma asta înseamnă că în 4 ani zile noi trebuia să privatizăm tot. Deci făceau, includeau câteva obiecte ca să le poată ei lua. Pe urmă, iară modificau programul și întrebam de ce nu includeți toate? Pentru că avem doritori care vor să cumpere. Așa au făcut și comuniști din 2001. Încetșor, încetșor au luat hotelul, au luat fabrica de lapte, de zahăr, primul a ajuns la bancă, primul la restaurant. Carnez. Și ați văzut că numai a validat Curtea Constituțională alegerile, când a fost arestat directorul la Cărmeț. Motivul că a vrut să cumpere acțiuni. Care-i treaba ta, statului? Acțiunile se vând și se cumpără, nu? Și dacă a vrut să le cumpere, problema lui. Dacă a furat, atunci alta e problema. Clar că motivul era cu totul altul. I-au zis de vinde acțiunile. Pachetul, așa cum a făcut la Victoria Bank. Și ăsta a refuzat și atunci n-ai vrut. Cătușile și l-au pus, l-au ținut cât a trebuit, au dus la director și acum lucrurile să meargă așa cum trebuie merge de obicei la ei. Păi bine, dar concret nu mers. Eu am spus, investiga noi expertizarea juridică a tuturor contractelor de vânzare-cumpărare. Tot ce au vândut, să vedem. De exemplu, ai pomenit de hotelul Coda. Da. La ziua aceea să vedem care era prețul pe piața acestui hotel. Și cât s-a vândut el? S-a vândut cu 50 de milioane. Știu că s-a vândut. Dar eu sunt convins că la ziua aceea prețul lui era, și dacă ar fi anunțat licitația. Sau ne uităm pe piață cât costă. Pur și simplu, chiar și hotelul. Și aici vreau să spun, noi nu o să mergem pe calea naționalizării, că nu-i corect. Sărăcia îl împinge pe om la neplata impozitului, la fel de legi. Să ascundă că are la gazdă un chiriaș. Că dacă om n-ar fi sărac, credeți-mă, majoritatea din noi vor să trăiască cinstit și liniștit. Anume sărăcia. Eu sunt convins, și polițiști și mulți au devenit datorită sărăciei corupți, și judecători, și procurori. Și datorită acestei sărăcii sunt manipulați judecătorii, procurorii, toți care au funcții și prin guvern, peste tot. Fiindcă omul stă și se gândește, iată, chiar vreau să fac un apel către cei care lucrează acum administrația locală, centrală, sub guvernarea comunistă. Știu că majoritatea votează pentru comuniști de frică că dacă vin liberali la putere, gata, îi pierd funcțiile. Noi să-i măturăm pe tot. Nu este corect. Nu. Noi ne schimbăm politica statului. Aparatul trebuie să menține. Acei oameni care au acumulat experiență trebuie să rămână la locuri de muncă. Că dacă noi îi înlocuim pe ei, atunci înseamnă că noi începem de la zero. Până ne pregătim să pătrundim în esența problemei, o expirat mandat. Ei trebuie să rămână. Schimbă doar ministrul și politica, așa e de fapt în toată lumea. Aparat se păstrează, mai vine ministrul și dă altă direcție. Ori plus un cent, ori minus un cent. Și la noi foarte mulți funcționari în poliție, judecători, procurori, depistitori prin primării, suntem și votează comuniști. Nu sunt pentru ei, dar de frică că voi pierde funcția, locul, ei votează pentru ei.